Ne pregătim pentru principalul eveniment al anului și cea mai mare sărbătoare ortodoxă. E forfotă în vămile din vestul țării. Românii plecați la muncă în străinătate încep să vină acasă de sărbători. Compania Retim a anunțat programul de lucru în perioada sărbătorilor pascale. E forfotă în vămile din vestul țării. Românii plecați la muncă în străinătate încep să vină acasă. Din cauza pandemiei, mulți dintre ei nu și-au petrecut Paștele cu familia de mai bine de 2 ani. Există însă și români care aleg să plece din țară. Cei care își vor petrece sărbătorile departe de casă, dar cu copiii stabiliți în străinătate și care nu au concediu ca să vină în țară. 4 benzi sunt deschise pe sensul de intrare în țară, iar timpii de așteptare sunt de aproximativ 45 de minute. Românii care au câteva zile de concediu au preferat să fie alături de familie de Paști, chiar dacă la începutul săptămânii viitoare vor fi nevoiți să se întoarcă la muncă. Plecăm în Germania înapoi, venim din concediu din România și acum plecăm în Germania. De Paști nu stați? Nu stăm, că încep copiii școală acolo, în Germania, și dacă nu este Paștele catolic-ortodox, trebuie să mergem înapoi, că încep copiii școală. Mergem la băieți, la Italia. Facem și noi sărbători de acolo împreună cu toții. E foarte aglomerat, foarte aglomerat, foarte. Stau de o jumătate de oră și nu m-am mișcat deloc. Cozi sunt și la ieșirea din țară. Sunt români care au profitat de zilele libere de Paștele Catolic și s-au întors acasă, iar acum fac cale întoarsă. Veniți de Paște acasă? Da. La Italia. Ceilalți vin de Paște, eu vin acasă, frecvent. Din Franța. Veniți de Paște? De Paște acasă. O fac tur-retur și mă întorc înapoi acasă. Venim din Austria de Paști, vrem să facem și noi sărbătorile pascale cu familia și ne întoarcem înapoi, în Austria. Sperăm să putem să trecem vama ușor și să ne vedem familia după atâția ani. Aglomerat e, dar față de anii trecuți, văd că se mișcă mai bine. De la Roma venim. De la Roma și ne ducem la Buzău. Veniți de Paște acasă? Da, venim de Paște acasă. Ce să facem? Ne dor și nouă de familie. Ori plecăm înapoi, deocamdată. Ori mă ne-o retrage acasă, nu mai stăm mult. În Slovenia. Veniți de Paște? Da. De când ați mai fost? 3 ani. Din Franța. Și veniți de Paște? Da, de Paște și după mă întorc înapoi. Polițiștii de frontieră au luat măsuri pentru fluidizarea traficului în aceste zile. Deocamdată, în punctele de trecere a frontierei, nu se așteaptă mai mult de o oră pentru ieșirea sau intrarea în țară. Ne pregătim pentru principalul eveniment al anului al creștinilor și cea mai mare sărbătoare ortodoxă. Prezent la emisiunea Araton, părintele arhidiacon profesor Călin Teuca, directorul seminarului teologic ortodox Arad, spune că învierea lui Hristos este temelia credinței, primul și cel mai mare adevăr pe care apostolii au început să-l propovăduiască. Această sărbătoare este cununa, cununa întregii credințe ale noastre. Și de ce? Foarte simplu. Dacă Hristos nu ar fi înviat, ar fi putut fi pus în paleta tuturor profeților sau întemeitorilor de religii. Ce face superior creștinismul este această înviere a lui Hristos, care, prin definiție, înviind din morți, ne arată filiația față de Dumnezeu. Este Fiul lui Dumnezeu, este Cel care învinge moartea prin învierea sa din morți. Postul Paștelui este cel mai important și mai lung al anului. Postul Paștelui are 40 de zile, 6 săptămâni, plus una săptămână mare. Postul Crăciunului este asemănător ca lungime, are 40 de zile, dar este mult mai blând. În postul Crăciunului se poate mânca pește, există deslegări la unde lemn și vin, există mai multe deslegări. În schimb, postul Paștelui este mult mai strict din punct de vedere și al alimentației și al modului de a săvârși sfintele slujbe. Este foarte, foarte strict și toate slujbele converg spre această sărbătoare a Paștilor, a Învierii Domnului, trecând prin săptămâna patimilor. Tot postul este o pregătire pentru această sărbătoare treaptă cu treaptă. Fiecare duminică, începând cu cele 3 premergătoare, pentru că vorbim despre perioada
ascultătorii și telespectatorii, unii dintre ei știu, începe cu 3 săptămâni înainte postul Paștelui, începe perioada Triodului în Biserica Ortodoxă, cu 3 duminici pregătitoare și apoi sunt duminicile, 5 duminici pregătitoare, iar duminica care tocmai a trecut, Duminica Floriilor, este cea care încununează și desăvârșirea înseamnă învierea Mântuitorului. Părintele arhidiacon, profesor Călin Tăuca, mai spune că perioada pascală ține tot anul, pentru că duminicile le sărbătorim în cinstea învierii Domnului. Ce bine ar fi dacă am înțelege că perioada pascală nu ține numai o săptămână sau 49 de zile, 7 săptămâni, ci perioada pascală, vreau să vă spun că ține tot anul. De ce? Pentru că duminica este ziua Domnului, ziua o sărbătorim în cinstea învierii Mântuitorului. Iar toată pregătirea de luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, este o pregătire pentru întâlnirea cu Hristos de duminică. Și dacă am înțelege lucrul ăsta, am fi la fel pe tot parcursul anului, ca și în postul mare. E adevărat că se înțelege în săptămâna mare și în perioada prepascală, în postul mare, să încercăm să fim mai buni, să fim mai deschiși cu ceilalți și cu Dumnezeu. În săptămâna patimilor, credincioșii rememorează pas cu pas calea urmată de Iisus Hristos pentru mântuirea omului și învingerea morții, cale care culminează cu evenimentul crucial în creștinism, învierea. Joia Mare este cunoscută și ca Joia celor 12 denii sau Joia Neagră. Denia pentru Joia Mare este închinată amintirii a 4 evenimente deosebite din viața Mântuitorului: spălarea picioarelor ucenicilor ca pildă de smerenie, cina cea de taină la care Mântuitorul a instituit taina împărtășaniei, rugăciunea din grădina Ghețimanii și începutul patimilor prin vinderea Domnului. În seara de Joia Mare are loc slujba celor 12 evanghelii, iar lumea merge la biserică îmbrăcată în haine de doliu. Fiecare creștin aprinde în Joia Mare câte 12 lumânări pentru cele 12 evanghelii, iar una dintre lumânări poate fi dusă pentru a fi aprinsă în noaptea de înviere. După terminarea slujbei, cele 12 lumânări se duc acasă, urmând a fi folosite în timpul anului. Odată citită cea de-a 12-a evanghelie, se încheie trasul clopotului și începe bătutul toacelor. La capitolul tradiții, joi este ziua din săptămâna mare, în care gospodinele vopsesc ouăle, urmând ca în sâmbăta mare să coacă pasca și cozonacul, care vor fi duse la biserică pentru a fi sfințite în noaptea de înviere. Două alimente sunt total interzise de tradiție în aceste zile și chiar pentru cei care nu țin postul efectiv: oțetul și urzicile. Aceasta pentru că atunci când era răstignit pe cruce, Iisus a fost bătut cu urzici, înțepându-i se rănile și stropit cu oțet pentru a-i provoca și mai multă usturime. Mai mult, atunci când a cerut câteva picături de apă, Mântuitorului i s-a oferit tot oțet. De aici și obiceiul popular, care exclude cele două alimente de pe lista mâncărurilor recomandate în ultima săptămână de post. Structurile județene ale Ministerului Afacerilor Interne sunt pregătite cu efective suplimentare pentru ca arădenii să aibă sărbători liniștite. Începând de mâine și până pe 25 aprilie, peste 100 de polițiști din toate structurile IPJ vor fi la datorie. Polițiștii de ordine publică, rutieră, investigații criminale și intervenție rapidă vor fi în stradă în această perioadă pentru a preveni orice eveniment care ar putea perturba ordinea și liniștea publică, precum și pe șosele, pentru fluidizarea traficului și prevenirea accidentelor rutiere. Pentru o mini-vacanță de Paști în siguranță, polițiștii arădeni vă recomandă: nu oferiți informații necunoscuților despre bunurile pe care le dețineți în imobilul în care locuiți sau despre bunurile vecinilor dumneavoastră. Nu porniți obosiți la drum, folosiți centura de siguranță în toate situațiile, iar când e cazul, scaunul pentru copii. Țineți în mașină vestă reflectorizantă și triunghiul reflectorizant, extintor și trusa de prim ajutor. Verificați starea tehnică a autoturismului, stabiliți cu exactitate traseul și asigurați-vă că aveți documentele obligatorii la dumneavoastră. În stațiile PECO vă recomandăm să nu lăsați autoturismul neasigurat în timpul achitării contravalorii combustibilului. Respectați regulile de circulație rutieră și recomandările polițiștilor. În speranța unor sărbători fără evenimente neplăcute, polițiștii arădeni vă urează sărbători fericite. Și jandarmeria a suplimentat efectivele în zilele care urmează. Ne vom concentra eforturile pentru a oferi cetățenilor siguranță și confort.
Astfel, peste 100 de jandarmi, alături de polițiști și pompieri, vor acționa pentru asigurarea măsurilor de ordine și siguranță publică în zona lăcașurilor de cult, atât în municipiul Arad, cât și în județ. Cu ocazia desfășurării manifestării religioase, precum și a celorlalte manifestații cultural-artistice și sau competiții sportive organizate în spațiul public. Prin măsurile pe care le-am luat, suntem pregătiți să intervenim în cel mai scurt timp, în sprijinul cetățenilor, indiferent dacă aceștia se află într-o situație de risc sau într-o situație de urgență. Pompierii au controlat zilele trecute 47 de lăcașuri de cult și mănăstiri și au instruit preoții și personalul clerical. În noaptea învierii, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Arad va disloca forțe și mijloace astfel. La mănăstirea Bodrog, misiunea va fi asigurată de 3 subofițeri, o autospecială de stingere și un echipaj smurt. La Catedrala Ortodoxă de la Podgoria, monitorizarea va fi asigurată de o autospecială de stingere și mijloace de primă intervenție cu 2 subofițeri. La Mănăstirea Feredeu, misiunea va fi asigurată de SVS Ușiria cu autospecială cu apă și spumă și 5 voluntari. De asemenea, serviciile voluntare pentru situații de urgență vor asigura măsurile de prevenire la bisericile ortodoxe din Lipova, Curtici, Vinga, Pecica, cu câte o autospecială de stingere și 5 voluntari. În plan operațional zilnic, 130 de pompieri încadrează în mijloace tehnice care sunt pregătite să intervină pentru acordarea asistenței medicale de urgență, precum și 16 autospeciale pentru stingerea incendiilor și salvarea persoanelor din medii ostile vieții. Vor fi suplimentate arterele de control pe sensul de ieșire din țară sau de intrare, după caz, până la capacitatea maximă permisă de infrastructura punctelor de trecere a frontierei. De asemenea, dacă situația o impune, vor fi folosite inclusiv stații mobile de control. Nu în ultimul rând, vreau să mai precizez că reprezentanții Poliției de Frontieră Române mențin permanent legătura cu autoritățile de frontieră ungare, alături de care se efectuează controlul de frontieră în vederea dispunerii unor măsuri comune. Pentru perioada următoare, recomandăm persoanelor care tranzitează frontiera națională să utilizeze și alte puncte de frontiere deschise în regim internațional, în afară de PTF Nădlac 2 autostradă. Recomandăm tuturor arădenilor să citească și să urmeze cu strictețe sfaturile enunțate de reprezentanții structurilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne în vederea prevenirii oricăror situații neplăcute. Conducerea instituției prefectului județului Arad urează tuturor arădenilor care sărbătoresc Paștele la sfârșitul acestei săptămâni să aibă parte de sărbători fericite, cu sănătate, fericire și liniște sufletească, alături de familie și de cei dragi. Compania Retim anunță utilizatorii și colaboratorii săi care va fi programul de lucru în perioada sărbătorilor pascale în județul Arad. Colectarea deșeurilor din toate localitățile în care operează compania Retim se va desfășura în perioada 22 aprilie, vinerea mare, 25 aprilie, a doua zi de Paște, astfel. Se colectează deșeurile vineri pe 22 aprilie și sâmbătă pe 23 în toate localitățile conform programelor obișnuite pentru toate categoriile de deșeuri. Pe 25 aprilie, conform programelor obișnuite pentru toate categoriile de deșeuri, mai puțin pentru cele biodegradabile Pubela Maro, în localitățile Nădlac, Sântana și Pecica. Acestea se vor colecta în ziua următoare, marți pe 26 aprilie. Utilizatorii serviciului de salubrizare sunt rugați să scoată la stradă recipientele de colectare a deșeurilor în zilele obișnuite. Birourile de relații client și caseriile vor fi deschise până în data de 21 aprilie inclusiv, după program obișnuit, de la ora 8 la 16. Vor fi închise în perioada 22 aprilie-25 aprilie inclusiv, se vor redeschide pe 26 aprilie, când se va relua programul obișnuit, de la ora 8 la 16. Compania Retim recomandă utilizarea instrumentelor de plată electronice disponibile pe site-ul retim.ro, a sistemelor de plată rapide, PayPoint, 1-2, SelfPay sau a aplicației mobile Pago. Retim rămâne în contact direct cu clienții săi pe canalele de comunicare online retim.ro, la e-mailul contact@retim.ro și pagina oficială de Facebook. Operatorii serviciului de call center sunt disponibili la numărul de telefon 0374 885 692 de luni până vineri între orele 7 și 19.
Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad a primit avizul epidemiologic de la Direcția de Sănătate Publică a județului Arad pentru reorganizarea secțiilor care tratează pacienții infectați cu virusul SARS-CoV-2. Astfel, în cadrul compartimentului de boli infecțioase copii, la parterul clădirii, sunt amenajate 10 paturi unde sunt tratați pacienții cu patologie infecțioasă digestivă non-COVID-19, iar alte 10 paturi, situate la etajul compartimentului, sunt destinate pacienților infectați cu COVID-19. Secția clinică pneumologie are alocate 12 paturi pentru patologia COVID-19 și 23 de paturi pentru pacienții cu alte afecțiuni respiratorii, în timp ce secția pneumologie dispune de 11 paturi pentru patologia COVID-19 și 20 de paturi pentru alte patologii respiratorii. O altă modificare avizată de Direcția de Sănătate Publică se referă la compartimentul recuperare medicală respiratorie, care din această săptămână va interna doar pacienți cu afecțiuni respiratorii altele decât COVID-19. În ultimele săptămâni s-a înregistrat o scădere a numărului de pacienți infectați cu SARS-CoV-2 care să necesite spitalizare continuă. Astăzi avem 30 de pacienți, iar acest fapt ne-a permis să transformăm compartimentul recuperare medicală respiratorie în compartiment non-COVID-19 și să alocăm o bună parte a saloanelor din secțiile de pneumologie tratării pacienților cu afecțiuni respiratorii altele decât SARS-CoV-2. De asemenea, și numărul pacienților minori a scăzut considerabil, iar echipa medicală a compartimentului boli infecțioase copii își poate relua și activitatea non-COVID-19, a declarat Florina Ionescu, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad. Acțiune de amploare a polițiștilor la Ineu și localitățile din zonă. Cei care au acționat au fost polițiștii Serviciului de Ordine Publică ai orașului Ineu și secțiilor rurale Ineu și Beliu, împreună cu reprezentanți din Garda Forestieră Arad, Direcția Silvică, Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Au fost legitimate 87 de persoane, controlate 68 de vehicule și verificate 9 societăți comerciale. Au fost aplicate peste 40 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 43.000 de lei, dintre care 5 pentru nerespectarea prevederilor legii 171 din 2010 privind contravențiile silvice. Au fost confiscați peste 36 de metri cub de material lemnos, în valoare de peste 20.000 de lei și au fost retrase 9 certificate de înmatriculare. Activitățile se desfășoară în tot județul în această perioadă, în contextul sărbătorilor pascale. În Joia Mare, pe 21 aprilie, de la ora 19, sunteți așteptați la Palatul Cultural, la Oratoriul Bizantin de Paști, Patimile și Învierea Domnului, o capodoperă cu Orchestra Sinfonică și Corul Academic. Compozitorul Paul Constantinescu, în Oratoriul Bizantin de Paști, a reușit să realizeze pentru cultura românească o premieră absolută, replică omagială a oratorilor bahiene, dirijor Matei Pop, iar dirijorul corului va fi Robert Daniel Rădoiaș. Dragi melomani arădeni, nu ratați evenimentul din 21 aprilie, pentru că cu asemenea lucrare monumentală, profund românească, ca și cea pe care o interpretăm atunci împreună cu corul și orchestra filarmonicii arădene și o garnitură de soliști deosebită, cu această lucrare nu vă veți întâlni prea curând. Este vorba despre oratoriul Patimile și Învierea Domnului de Paul Constantinescu. Lucrarea e cunoscută și sub denumirea de Oratoriul Bizantin de Paști. Precum am spus, este o lucrare unică, o capodoperă de cel mai înalt nivel artistic, nu doar în contextul muzicii românești, în plan internațional, fie spus în paranteză, nu cunosc niciun alt exemplu de astfel de oratoriu de Paști care să nu se rezume la patimile Domnului. Deci această lucrare a lui Paul Constantinescu este poate singura la nivel mondial unde e inclusă și învierea Domnului. Destule motive pentru care vă îndemnăm să nu ratați concertul Filarmonicii Arădene din 21 aprilie 2022, cu începere la ora 19, bineînțeles la Palatul de Cultură, a cărui acustică renumită la nivel european va pune și mai bine în valoare calitățile colectivelor artistice de aici.
Parcul de la Butuci din cartierul Bujac a răsunat de vocile copiilor care au participat la o acțiune dedicată lor. Asociația OAZA, care se ocupă de protecția copiilor proveniți din medii dezavantajate, centrul de zi și after school și o firmă specializată în petreceri pentru cei mici, au adus bucurie în sufletul locuitorilor din Bujac. Au fost două ore de neuitat, atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari. Copiii au desenat, au participat la fel de fel de jocuri tematice, au fost pictați pe față și s-au întâlnit cu personaje din desene animate și din filme, alături de care au dansat și s-au distrat. Astăzi este o zi foarte frumoasă și mulțumim Asociației OAZA că a organizat acest eveniment foarte frumos și plăcut. Copiii sunt foarte fericiți. Toată lumea se deșează foarte mult drag. E foarte fain în parcă, sunt foarte mulți copii și ne putem uita și ne jucăm foarte mult. În această săptămână binecuvântată, Asociația OAZA s-a pregătit cu un eveniment deosebit pentru toți copiii din cartierul Bujac. Astfel ne-am reunit aici împreună cu voluntari de la Asociația OAZA, cu părinți, cu copii, cu bunici, să facem un eveniment plăcut pentru toți copiii, în care vor avea parte de surprize, de personaje de poveste și, bineînțeles, niște surprize dulci la final. Ultima parte a trilogiei Eugen Doga la emisiunea Celebrii o veți putea urmări în această seară de la ora 21. O ediție de colecție cu omul care a dat lumii valsul secolului al XX-lea. Nu ratați întâlnirea cu Eugen Doga. Eu caut lumea. Eu caut să mă dizolv în această lume ca să fug de ea. Teatrul Portabil Timișoara vine la noi în oraș pe 21 aprilie cu un spectacol de teatru și muzică live. Vei râde în hohote, dar vei și lăcrima, pentru că este vorba despre dragoste. Du-te, dor, și vino, dor. Face trei ture de coniac, șoc să-l au. Stătea frumoasa pe un răzor, iar ea râdea. La numai 15 anișori aveam o creștere aleasă. În distribuția spectacolului Plai cu dor o regăsim pe colega noastră de la Radio Arad, Alina Fabri, care va urca pe scenă alături de Raluca Grumăzescu, Elena Nistor, Denisa Cocoroveanu, Ernest Slach, Alexandru Maniu, Otniel Floruț, Mihai Dan Popescu, Sebastian Arvăi, Răzvan Muti. Cu multă bucurie, noi, actorii Teatrului Portabil Timișoara, vă invităm joi 21 aprilie la Arad, la spectacolul Plai cu dor. Un spectacol drag nouă, cu muzică live, poezie și bună dispoziție. Vă propunem să veniți alături de noi în universul magic al teatrului și să trăiți alături de personajele acestui spectacol emoție și iubire. Teatrul Portabil din Timișoara împlinește anul acesta 6 ani. Lansat ca filială, chiar cu ocazia festivalului Plai, ediția 2016, acesta promovează arta și cultura în mișcare și se declară păstrător de tradiții și obiceiuri. Teatrul Portabil este cunoscut prin spectacolele sale mioritice, show-urile urbane de improvizație folclorică. Și toate astea pentru ce? Feeling good.
spectacolul Plai cu Dor se joacă la Arad pe 21 aprilie de la ora 19, într-un cunoscut club de pe Strada Unirii. UTA se află într-o situație complicată în play-out-ul din Liga 1. După 5 runde, roșialbii au reușit să le învingă doar pe Gazmetan și Academica Clinceni, iar obiectivul barajului pentru Conference League nu mai este de actualitate. În acest moment, arădenii sunt implicați în lupta pentru evitarea barajului de menținere, alături de FCU Craiova, CS Mioveni și Chindia. Sâmbătă, de la ora 13:30, UTA va juca pe teren propriu contra formației din Târgoviște, aflată în acest moment pe poziția 13-a. Meciul a fost prefațat de antrenorul arădenilor, Ionuț Badea. Ne așteaptă un meci contra unei echipe care joacă una dintre puținele șanse pe care le mai are pentru a evita locul de baraj. O echipă care a pierdut pe un joc bun făcut acasă cu Botoșani. Noi suntem într-un moment deloc convenabil după două înfrângeri contra unor echipe pe care le consideram contracandidate. Deja gândul nostru se îndreaptă la ce este sub noi și e important să înțelegem această realitate pentru a o putea schimba. Arădenii vor avea 3 absențe pentru acest meci, Erico, Cardoso și Ongaro, toți cu probleme medicale. După o perioadă destul de lungă în care a fost accidentat, Damian Isac va reveni în lotul UTEI, însă șansele ca el să evolueze sâmbătă sunt destul de scăzute. Constantin Dima, care a dorit să plece de la club la începutul acestei săptămâni, a revenit la sentimente mai bune și va face parte la rândul său din lot. Basket Arad nu a reușit să furnizeze surpriza în primul meci al finalei din Liga Națională, disputat miercuri seară la Sfântul Gheorghe. Plecată din postura de outsider, formația de pe Mureș a cedat cu 61-76 împotriva campioanei Șepși. În primul sfert, pentru echipa arădeană au marcat doar 3 jucătoare, Chiz, Vaida și Hadzovic, în timp ce gazdele au adus pe lista marcătoarelor 5 basketbaliste. Șepși a făcut 2 sferturi în oglindă, cu câte 24 de puncte marcate și un avantaj decisiv încă de la pauză, 48-27. Arădencele nu aveau cum să reziste în fața unei echipe călite în astfel de meciuri cu miză, chiar și la nivel european. Practic, galben-albastrele nu au fost în mână prea bună la aruncări, iar dintre pivoți a ieșit la rampă doar Cehoaica Vitulova, mult prea puțin pentru a emite pretenții la o victorie. Cu o bancă ceva mai lungă și jucătoare aflate în mână bună, campioana antitră nu a mai forțat prea mult pe final, iar meciul s-a încheiat cu un scor cumva onorabil pentru formația arădeană. Antrenorul Bogdan Bulj și basketbalista Andriona Chiz au tras concluziile după sfârșitul partidei. First of all, I want to congratulate to Sepsi to win this game. Felicit Sepsi pentru această victorie. We start very bad. We have... Am început foarte prost. We not play good defense, maybe have a little bit press. Nu ne-am apărat foarte bine, poate am avut puțină presiune. We gave them to lot of open shots and easy points. After that they make advance on 10 points. Le-am lăsat multe șuturi ușoare și libere și după aia s-au distanțat la 10 puncte. After that very hard to play in championship Romania. După aceea este foarte greu să joci în campionatul românesc. But after half time we talk in locker room to go to second half and play very good defense in the third quarter. La pauză am vorbit în vestiar să mergem să încercăm să ne apărăm foarte bine în sfertul 3. Have good energy. Am avut energie bună. And after that we have good situation in offense. Și după aceea am avut situații bune în atac. Okay, we make analysis after this game. Vom analiza după acest meci. And tomorrow we start to fight if first minute like third quarter. Și de mâine vom începe să luptăm din primul minut cum am făcut-o în sfertul 3. We just needed fight, more fight from the start. We know they're a good team. Am avut nevoie să luptăm mai mult la început. Știam că sunt o echipă bună. Once we get down a couple points, we need to calm down, score and then play defense. Our defense has to be better. We held them to 76. It's okay. It's not terrible. Trebuie să ne calmăm după ce ne ducem la câteva puncte în spate, să ne apărăm bine și după aia să ne revenim în atac. 76 de puncte nu este teribil cât am primit. But we can do much better. They get open shots, they're going to make it. That's the difference. Kind of between them and Satumare. Satumare might miss an open shot, maybe. But they're both good teams. We can fight with this team.
Dar trebuie să nu le mai lăsăm atâtea șuturi deschise. Aceasta este diferența poate față de Satu Mare. Satu Mare poate mai ratează, cele de la Sepsi nu prea. Meciul 2 al finalei se va disputa în această seară de la ora 19, tot în Sepsi Arena, și va putea fi urmărit în direct la TV Arad. Perioada următoare ne va aduce vreme capricioasă, cu temperaturi în creștere și ploi. La noapte cerul va fi parțial înnorat, cu temperaturi care depășesc pragul de îngheț, fiind prognozate 6-7 grade Celsius. Mâine temperaturile mai cresc față de ziua de astăzi, fiind așteptate maxime de 21-22 de grade Celsius. Tot mâine revin și ploile, fiind așteptate câteva averse de ploaie și furtuni. Vântul va sufla la moderat din sud-vest.